Ok, vom promit urmarea din template. De fapt, vom face un deployment, se numește, pentru că vom lua un script de configurare pentru serverul de Active Directory local. Serverul de Active Directory, în momentul în care va fi pornit, va lua niște scripturi de configurare. El acum, de fapt, template-ul este un server Windows 2003 normal. Nu este configurat ca Active Directory, se vor lua niște scripturi de configurare, va fi promovat la calitatea de Active Directory server. Serverul de DHCP, de asemenea, va fi configurat din scripturi. Scripturile de configurare sunt create fie console de provisioning, fie din interfața de management a VMware, în secundeză template-ul se poate, cum Wizard se poate crea un script de configurare. Bun, în acest moment a început deployment-ul mașinilor virtuale care vor funcționa ca servere locale.